Salutare, bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Cezar Machidon, Outdoors Living. Astăzi vreau să vă povestesc despre echipamentul pe care l-am avut cu mine pe Via Transilvanica în cele 7 zile pe care le-am petrecut pe traseu prin munții Bucovina. 7 zile de iarnă, 7 zile, eu am plecat pregătit pentru mai mult de 7 zile, pentru 12 zile. Deci echipamentul pe care îl vedeți este pentru o perioadă mai lungă de 7 zile, dar nu diferă mult, că tot ce trebuie să aduci în plus sunt alimentele și apa. În rest, echipamentul e cam același, fie că pleci pentru o săptămână, fie că pleci pentru 3 săptămâni. Nu diferă foarte mult. Și vreau să vă arăt echipamentul care am fost, echipament de iarnă. E un bagaj mare, e un bagaj de iarnă și sunt câteva lucruri de povestit, pentru că nu tot ceea ce mi-am luat mi-a fost neapărat util. Dacă aș fi ales mai bine bagajul, poate că aș fi putut să mai reduc un kilogram, un kilogram jumătate din greutate. Nu am cătărit bagajul, nu știu cât a avut, dar după, din experiență și așa cum l-am simțit eu, a avut undeva la, să zicem, 13-14 kg. A fost mai greu decât de obicei, decât ar fi trebuit să fie, pentru că am avut și cort, am avut și sac de iarnă, deși sacul de iarnă a primit un upgrade, e un sac nou de iarnă pe care o să-l vedeți în curând, mult mai ușor decât cel pe care l-aveam înainte, dar și multe haine de schimb. Am încercat să am la mine tot ce îmi trebuie, să nu lipsească nimic, mai bine să car în plus decât să simt nevoia, să simt că îmi lipsește ceva, că am nevoie de ceva și nu am. Așadar, hainele de pe mine. Am fost îmbrăcat cu... am avut două perechi de pantaloni, aceștia care sunt îmbrăcat acum. Pereche de pantaloni de trekking. Și am avut încă o pereche de pantaloni de softshell. O să-i vedeți în bagaj. Aici poate că aș fi putut să merg doar cu una. Să zicem că aș fi putut să merg doar cu perechea de softshell și atunci cealaltă pereche ar fi putut să mă lipsesc de ea. Dar de ce mi-am luat două perechi de pantaloni? Am avut mult de mers și prin locuri civilizate, să zic așa. N-am mers doar prin pădure. Adică am mers la București, am mers de la București, am luat trenul, am Suceava-Vatra-Dorne, iar cu trenul până la București. Am rămas o zi în București, că așa n-am avut legătură până în Argeș. Deci trebuia să am cumva la mine și o pereche de haine mai curate, mai de oraș, să zic așa. Nu neapărat de oraș, tot de stil sport, că așa mă îmbrac, dar curate. Da? Aș fi riscat prea mult să merg cu aceeași pereche de pantaloni și pe traseu și prin oraș. Poate îi rupeam, poate erau super murdari. N-a fost cazul, dar nu se știe. Așa că am preferat să mai car și un rând de haine care să le țin cumva curate pentru dus și întors. În picioare am avut acești bocanci oferiți de Sport Guru, Garmin Tower, cei mai ușori bocanci de iarnă din gama lor și de la Garmin, dacă nu mă înșel. Foarte fain, s-au descurcat excelent. Mi-am luat un pic un număr, cu jumătate de număr mai mare decât îmi iau de obicei. Dacă de obicei îmi iau 44 la bucanci, acum am avut 44 jumătate și cred că a fost o idee foarte bună. M-am gândit că au fost și la prima purtare. N-am avut timp să-i rodez înainte, să-i port vreo săptămână, două înainte ca să se dea piciorul după ei. Și atunci am preferat să merg la sigur și să am un pic de spațiu în bocanc și piciorul să stea confortabil, să nu stea sugurmat, să nu stea stâns. Și în două săptămâni, când mi-am propus să stau pe traseu, m-am gândit că am luat în considerare faptul că piciorul se va umfla și lucru care se întâmplă de altfel mereu când suntem pe traseu pentru o perioadă mai lungă. Și a fost o decizie bună. A fost o decizie bună să-mi iau cu jumătate de număr mai mare. Impermeabilitatea funcționează extrem de bine. După câteva zile, poate puțină transpirație să nu fi ieșit prin Gore-Tex. Dar în condiții în care mergi prin zăpadă udă și zăpadă plină cu apă toată această perioadă,
Nu cred că se putea mai mult. Așadar, o notă foarte bună pentru acești bocanci, Garmon Tower. De altfel, o să găsiți în linkurile din descriere, o să las linkuri, o să încerc să las link pentru toate produsele pe care le-am folosit. În partea de sus am avut două bluze de lină merino, base layer-ul și încă o bluză. După care am jonglat cu această geacă, e o geacă sintetică, nu e geacă de puf, e o geacă termică foarte bună. Și acest hard shell de la Saleva, care și-a făcut treaba excelent. Pe vârfurile, pe golurile, cu vânt. Excelent și-a făcut treaba, nota 10 din acest punct de vedere, protejează foarte bine la vânt. E un hard shell foarte, foarte bun. Pe cap am avut fie o glugă de lână merino, pe care nu o găsesc acum, nu știu pe unde, s-ar putea să fie în rucsac, fie acest fes, tot de lână merino. Am mai purtat și aceasta. Aceasta este șarfa pe care am avut-o la gât. Am folosit-o, am pus-o și pe cap. În oraș am folosit-o ca mască. Și tot ca mască am tras-o peste față în momentele de vânt puternic. Haideți să desfacem rucsacul. Rucsacul e aici lângă mine. Să-l trag mai aproape. Buzunarele laterale au așa. Aici am avut spray de sau de animale mari, e un spray cu rază mare de acțiune și cu o concentrație mare de, cum se cheamă substanța aia, din ardei iute. E un spray foarte bun, îl port după mine de mulți ani de zile și nu o să ies niciodată fără, pentru când e plec la ture serioase, nu o să ies niciodată fără el după mine în natură. Tot în acest buzunar am un mic trepied pe care l-am luat după mine pentru camera video. Nu l-am folosit niciodată. Deci acesta este un obiect pe care aș fi putut să-l las acasă. Dar dacă mi-ar fi trebuit, aș fi regretat amarnic. Nu mi-a folosit niciodată. M-am descurcat foarte bine fără el, dar cum am spus, dacă mi-ar fi trebuit, mi-ar fi părut tare rău că nu l-am luat. Are câteva sute de grame, deci îl putem include la echipamentul cărat, neutilizat, să zic, cărat degeaba. În celălalt buzunar lateral am un termos foarte bun, un termos care are și în capac aici și o lampă UV. Sterilizează apa și lichidul, orice lichid ai în interior, sterilizează, fie îi faci tu, apeși de două ori și îi faci un ciclu de un minut sau nu știu cât are, un minut și ceva, dar el oricum își face cicluri de sterilizare la două ore. Deci e un echipament, e o piesă de echipament nouă pentru mine, de la Hikers, găsiți la fel link-uri în descriere. Și a făcut treaba foarte bine. Am cafea, ceai fierbinte tot timpul, ținea fierbinte, cel puțin cald, ținea cam 24 de ore. Deci în zilele mai friguroase, după 24 de ore, dar cam la 12 ore renoiam lichidul. Vedem acum capacul rucsacului. În buzunarul de dedesubt a capacului am o sfoară care mi-a fost utilă doar când am ridicat în copac, când am campat în pădure, când am dormit în pădure și am ridicat în copac dry bag-ul cu mâncare, dar niciodată să nu pleci fără o sfoară la tine. Ce mai am aici? Mai am o pungă de la Sawyer pe care am luat-o în caz că am nevoie de un recipient cu apă, la fel foarte ușoară, nu regret că am luat-o chiar dacă n-am folosit-o, deci n-aș include un în categoria de obiecte inutile, să zic așa. Și aici am avut diverse pungi Ziploc pe care le-am folosit. Aici am și un sac de gunoi pe care nu l-am folosit pentru că am folosit altă pungă Ziploc mai mare pentru gunoi. Dar și acest panou solar care are undeva la 500 și ceva de grame pe care nu l-am folosit. Da? Deci a doua piesă de echipament pe care nu am utilizat-o. Bun, în partea de deasupra capacului am ochelari de soare.
de la, pe care nu i-am folosit nici pe aceștia foarte mult. Într-o singură zi am avut nevoie de ei, dar nu puteai să pleci la munte iarna fără ochelari de soare. Tot de la Hikers, de unde e și termosul. Un power bank, un power bank micuț, am avut două power bank-uri la mine. Lanterna frontală, o light pe run. Kitul meu de urgență. Aici e carcasa de protecție de la telefon. Telefonul cu care am făcut fotografii e un Huawei P20 Pro. Asta e telefonul pe care eu l-am și pe care îl folosesc la fotografii. Așa. Aici am pus și ceasul, l-am avut la mână tot timpul, Garmin Instinct Solar. I-am folosit foarte puțin funcția de GPS. Nu am avut cablu de încărcat la mine și dacă îi foloseam funcția de GPS, nu m-ar fi ținut bateria toată această călătorie. Fluierul, cuțitul, acesta e singurul cuțit și unealtă tăietoare, să zic așa, pe care am avut-o la mine, un briceag, Opinel, Victorinox, Rangerwood, un Ziploc mic cu baterii, un încărcător. Au fost mai ordonate la început, după aia le-am tot pus și scos și nu au mai fost la fel de bine ordonate. Șervețele umede, șervețele uscate. Aici am niște petarde, chibrite. Cine știe, nu știi ce vizitatori poți avea noaptea, am zis să le am la mine, nu le-am folosit. Și o lanternă, a doua lanternă pe care am avut-o la mine, o Olight Warrior X, pe care nu am folosit-o. Deci aș fi putut lipsi foarte bine și de această lanternă de mână. În interiorul rucsacului sunt mai multe dry bag-uri cu diverse lucruri. În acesta galben, de exemplu, am vesela care a fost alcătuită din această tigaie, să zic așa, cu capac. Arzătorul și butelia. Deci am avut o butelie din aceasta mare de 400 de grame, dacă nu mă înșel, care mai are foarte puțin în ea. Ca 405 de grame. Mai are foarte, foarte puțin gaz în ea. Iar aici e dry bag-ul cu haine. Să vedem la capitolul haine ce am avut. Uitați, asta e una dintre bluzele de merino de la Aterma, tot de la Sport Guru, pe care am avut-o Aclima. Mereu încurc Aclima cu Aterma, deci Aclima, nu Aterma. Aclima, pe care am avut-o pe mine. Aceasta e base layer-ul, tot de la Aclima. Da. Acesta e un produs foarte interesant pentru că se pune direct pe piele, da? Vedeți că are niște găuri, nu știu dacă se vede în video, are niște găuri. Practic e ca o plasă, da? Această bluză din lână merino de la Aclima. Și peste vii cu alt strat de lână merino. Ei, și în găurile astea se adună aer, se adună goluri de aer, iar aerul e cel mai bun izolator termic. Și de asta acest produs e unul premiat, a primit multe premii în cadrul acestei zone, acestei nișe de echipament, de haine, de munte, de natură. Mai departe, am avut, cred că, 4 perechi de boxer de lână merino, da? Acestea sunt unele dintre ele. Acest șamag, care nu lipsește niciodată, îl folosesc pe post de prosop de obicei, dar are și alte întrebuințări, depinde de ce e nevoie, poți să și stai pe el, poți să și legi cu el, poți să faci o grămadă de chestii cu el, ștergi cortul, nu știu, e un fel de bun la toate. Pantalonii termici pe care am avut, tot de la Aclima, din lână merino, extrem de confortabili, cu ei am dormit. Cagula din Polar, pe
pe care am folosit-o la somn, pe dacă pe cea din lună Merino am folosit-o la mers, pe asta din Polar am folosit-o la somn. Și aici poate aș fi putut să renunț la Vocagulă, să nu mai fi luat pe asta și mergeam doar cu cea din lână Merino. Parazăpezile, niște parazăpezi din Gore-Tex, foarte bune, fără parazăpezi noi ce se cauți iarna, prin pădure, pe munte. Ce mai avem aici? Niște tălpici, niște branțuri de rezervă. Nu sunt de cea mai bună calitate, ce am găsit și eu pe aici pe la cabană. Aveam și mai bune, dar pe astea le-am găsit când am plecat, le-am pus repede în bagaj. De ce branțuri? De ce e important să ai branțuri de rezervă? Eu n-am mai văzut asta la altcineva, dar din propria mea experiență, atunci când ai un accident la încălțări, dacă pătrunde apă, dacă se taie bocancul, dacă, nu știu, se întâmplă ceva, dacă transpiri prea mult și nu face față bocancul, deși e un genul care se transpire mult, mai ales la picioare, atunci înlocuiești branțurile și ai un confort și revii la confortul dinainte. Și practic le usuci pe cele ude și tot așa le schimbi între ele. E un truc foarte bun. Și branțurile sunt extrem de ușoare, mai ales când plecați la ture lungi, iarna, pe vreme umedă, nu strică să ai o pereche de branțuri la tine, pe mărimea bocancului pe care l-ai în picioare, bineînțeles. Și aici avem niște șosete. Șosete au avut tot așa din lână Merino, vreo 3 perechi, parcă. 3-4 perechi. Am găsit și cagula. Cagula, care am spus că din Merino, care a mers. Șosete de lână pentru dormit. Au avut aceste șosete groase, mari, foarte confortabile. Chiar dacă sunt mai mari și mai grele, dar sunt excelente pentru dormit. Așa pufoase și rămâne aerul, nu stau strânse pe picior. Și aici, alte șosete de lână Merino de mers. Mai departe. Ce avem aici? Avem un ziploc cu o carte. Am cărat această carte după mine, tot traseul, fără să citesc măcar o pagină. Aventura Arctică de Peter Froschen. Am început să o citesc aici la cabană, am zis că o să citesc pe tren, că o să citesc în cort seara, nimic. Am picat în fiecare seară, lat, am adormit instant, n-am avut nicio chef de citit. Iar aici un carnețel cu un pix, nu trebuie să lipsească niciodată, și un powerbank. Am avut două powerbank-uri de 20.000 de mAh. Ca să vă faceți idee, dar eu am mai multe de încărcat pentru o persoană care nu filmează sau pozează atât de des ca mine, un powerbank cred că e suficient. Mai departe, aici e dry bag-ul în care am avut mâncare și încă mai am întors cu mâncare de pe traseu. Asta e o altă chestie pe care aș fi putut să o fac mai bine. Pe toată această perioadă am cărat mai multă mâncare decât am avut nevoie. Dar nici nu am găsit informații exacte despre locurile în care sunt magazine. Da? Și să știți că sunt magazine. Cam la sfârșitul fiecarei zile, maxim la două zile, găsești un magazin de unde îți poți lua ceva alimente. Eu am plecat mereu cu mâncare cam pe 2-3 zile la mine. Și am cărat cam în plus. După cum vedeți, m-am și întors cu ea, cu o parte din ea. În special mi-au rămas batoane, mâncare liofilizată, niște biscuiți au mai rămas, au rămas cafea, glucoză, niște supe, de acela instant. Ce mai avem pe aici? Niște nuci au mai rămas, niște usturoi au mai rămas și cam atât. Cam atât. Deci cam asta e cu mâncarea. Mai departe. Da, aceștia sunt pantalonii din ceilalți pantaloni, pantalonii din softshell, niște pantaloni foarte buni de la Marmot, excelent de buni. Excelent de buni, de confortabil pentru mers iarna. În partea asta a rucsacului, care să-l scot așa,
Am salteluța mea, Thermares Z-Lite-ul, care e nelipsită niciodată, din nicio tură. Și urmează sacul de dormit. Sacul de dormit e un Ferino, e un sac nou de dormit. Ferino Lightech 1400 duve, cu confort între minus 9 și minus 16 grade și extremul la minus 37. Confortul e și în funcție de persoană, bineînțeles, dacă ești fată, dacă ești bărbat, contează foarte mult. Deci un Ferino, un sac nou de la Sport Guru, să-l găsiți în curând și în magazinul Sport Guru, disponibil la vânzare. Lightech 1400 duvet, da? Are un kilogram jumate, un kilogram 1450 de grame, parcă, sau 1480 de grame. Asta e mărimea lui, merge și mai strâns, e puf, e primul meu sac de puf, ca să zic așa. Foarte mulțumit de el, dacă ar fi să fac o comparație cu cel sintetic pe care l-am de iarnă, deși pe fișa tehnică confortul termic e la fel, acesta se umflă mult mai mult cu aer. Deci sacul de puf am observat că e mult mai masiv când îl întinzi, deși strâns e mai mic decât cel sintetic. Când l-ai întins și se umflă cu aer, e foarte mare, pufos, dormi foarte bine el. Însă pentru că e mai mic, atunci când atingi, de exemplu dacă strângi genunchii în sac, da? Genunchii presează pe suprafața sacului și atunci acolo unde la suprafața de contact, în zona de contact între genunchi și sac, se subțiază sacul de dormit, nu mai e la fel de pufos. E, acolo se simte rece, deci trebuie cumva să fii atent și cum stai și cum dormi, care ți-e poziția în sacul de dormit. Nu am avut nici temperaturi foarte joase, rămâne să-l mai testez în continuare iarna asta și o să mai revin cu păreri despre el, dar până acum îi acord o notă foarte bună. Ce avem aici? Mănuși. Mănușile cu care am mers, am mai avut încă o pereche de mănuși, apropo de mănuși, pe care nu am folosit-o, am folosit-o o singură zi, le-am luat în mână, dar erau astea ude, dar mai fi mai utile mi-ar fi fost o pereche de mănuși mai subțiri, nu mai groase. Deci am avut o pereche de mănuși mult mai groase, de acelea fără degete, foarte bune. Nu le-am să le arăt, le-am dat unui homeless de prin Vatra Dornei, că e înghețat de frig pe acolo prin gară, și încă o geacă de puf, totul i-am dat-o, pe care am avut-o ca backup la geaca asta. De ce? Pentru că am mers cu geaca aceea galmă pe care v-am arătat-o la început, am mers cu ea. Și când mergi, mai transpiri. Ei, dacă se adună transpirație și umezeală în ea, seara, dacă vrei să stai cu geacă, să stai într-un confort termic, să stai confortabil, să-ți faci treaba, să te pregătești pentru noapte, nu poți să stai cu geaca udă pe tine. Așa că am avut și acea geacă de puf, pe care am utilizat-o destul de puțin, nu a fost nevoie. Da? Încă o pereche de șosete rătăcită pe aici. Poncho, da, aici am poncho, poncho de ploaie, da, și sacul de bivouac, foarte util, sacul de bivouac l-am folosit, am băgat sacul de dormit în el, am stat foarte bine, am protejat și sacul de dormit, mai ales când am dormit într-o stână și am dormit și lângă foc, era neapărat nevoie să pun sacul de dormit lângă foc, cumva în apropierea focului. Puteau să sară scântei și sacul de puf e foarte sensibil și așa că l-am băgat în sacul de bivouac. Plus extra confort termic, protecție, am zis, nu lipsește niciodată din bagaj acest sac de bivouac, fie că iarnă, fie că vară. Îl găsesc extrem de util. Iar aici am o saltea gonflabilă. Nu am folosit niciodată saltea gonflabilă, dar mi-am luat-o special, o saltea ieftină, de care nu-s chiar neapărat mulțumit pentru că nu mi-a dus confortul termic la care m-aș fi așteptat, așa că nu o să vă recomand neapărat. Dar
Raport calitate-preț e foarte bună, pentru vară e bună. Haideți că vă și o să vedeți, vă las link în descriere să, exact cu salteaua, cu denumirea ei. Dar pentru iarnă nu o recomand. Da? Nu o recomand pentru iarnă, are o valoare iar destul de mică, nici măcar nu-i trec în specificații, dar din experiența de a dormi pe ea, vă pot spune că nu aduce un confort termic așa cum eu cel puțin m-am așteptat și motivul pentru care am luat-o. Dar, de altfel, ușurică, 500 de grame, se umflă ușor, se desumflă ușor, se împachetează rapid, se și pare o suprafață extrem de bine gândită și confortabilă de altfel. Deci salteaua gonflabilă, iar la final cortul. Cortul este un Ferino Sintesi 2. Acest cort, tot de la Sport Guru, e un cort de o persoană, deși arată aici undeva două corturi, dar doi saci de dormit înăuntru, nu e loc de doi saci, clar. Mai ales că e un singur strat, e un singur layer, se formează condens, dacă stai lipit de stratul exterior de cort, de foaie de cort, te poți să-ți uzi echipamentul de dormit. Deci, e un cort de o persoană, un cort care e foarte bun, seria asta Sintesi 1 și Sintesi 2 sunt foarte bune. Și Ferino de obicei are produse de calitate, cu materiale foarte bune. Dar Sintesi 1, Sintesi 2, acesta e Sintesi 2, am avut și Sintesi 1 la un moment dat, pentru vreme fără precipitații. Pentru că au un sistem de intrat în cort care da, e foarte incomod, mai ales dacă plouă. În rest, Ferino au produse bune. N-ai ce să spui despre el. Am avut de la Ferino acest sac, acest cort, sacul de dormit, sacul de bivouac, tot de la Ferino. E un produs de top, să zic așa. Nu-i high-end, dar e de top. Produs brand. La final, rucsacul, binecunoscutul meu rucsac, Osprey Exos de 58 de litri. Prietenul meu pentru turele lungi și nu doar. Mă bazez pe el deja de vreo 3 ani și o să mă bazez mult timp pe el. Unul sac ultralight, un rucsac care gol cât trește, 1,100 kg parcă. Foarte confortabil, un sistem foarte bun de eliminare a transpirației și care aduce un confort foarte bun pentru spate. Niciun defect major în miile de kilometri parcurs cu el în spate deja. Ca echipament foto-video, am mai făcut cu telefonul, ca echipament video am folosit acest GoPro 7 și Sony RX100 Mark 5. Da, deja expirată generația lui, dar pentru mine e foarte ok și face treaba foarte bine în continuare. Deci cu asta am filmat, cu asta am făcut vlogging. Asta e echipamentul. Asta e echipamentul pentru cei 100 de kilometri parcurși prin Bucovina, prin munții Bucovinei. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să apăsați pe subscribe, pe like. Dați-mi o părere și un feedback la comentarii. Puteți da și share la acest video, ajută foarte mult. Eu vă salut de aici la cabană. Urmăriți toată seria de pe Via Transilvanica. Și aveți grijă de voi. O iarnă frumoasă în continuare vă doresc. Toate bune!